Benzina și motorina continuă să se ieftinească, carburanții apropiindu-se de niveluri nemai atinse de 15 luni. Cea mai ieftină benzină standard se vinde în România astăzi cu 6,36 de lei pe litru. Un preț asemănător n-a mai fost atins la acest combustibil din ianuarie 2023, când un litru se vindea în medie cu 6,32 de lei. Când vine vorba de motorină, scăderile sunt mai mari decât la benzină. Cea mai ieftină motorină se vinde cu 6,40 de lei pe litru. Ultima dată când motorina standard a avut un preț asemănător în România a fost în ianuarie 2022, când un litru se vindea în medie cu 6,34 de lei. Sortimentele premium de benzină și motorină se vând și ele la prețuri mai mici, motorina fiind chiar mai ieftină decât benzina. Spre exemplu, cea mai ieftină benzină premium se vinde cu 6,82 de lei pe litru, în timp ce cea mai ieftină motorină premium costă 6,76 de lei pe litru. Cu toate că prețurile carburanților au înregistrat în ultimele luni fluctuații uriașe, acum, spre sfârșitul lunii aprilie, acestea au scăzut după o perioadă lungă în care motorina a fost mult mai scumpă, iar diferența de preț dintre cei doi carburanți a fost la un moment dat și de aproape 1,5 lei pe litru.